Reacție a Ministerului de Externe de la București în scandalul din Liga Campionilor. Iată imaginea pe care Maie a postat-o în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook. Nu rasismului se regăsește scris pe această fotografie, după ce arbitrul român Sebastian Colțescu a provocat un scandal uriaș în Liga Campionilor, inclusiv cu reacții diplomatice. Meciul dintre Paris Saint-Germain și Başakşehir de la Paris a fost reprogramat după ce jucătorii ambelor echipe au ieșit de pe teren în minutul 16. Fotbaliștii au reacționat după ce românul care era arbitru de rezervă a folosit expresia, citez, ăla negru, la adresa antrenorului secund al formației din Istanbul. Sebastian Colțescu i-a spus în română arbitrului de centru, Ovidiu Hațegan, că persoana respectivă protestase și că trebuia sancționată. Cuvântul folosit de el a fost considerat o formă a termenului rasist negru. UEFA a anunțat că deschide o anchetă.